Apariție uluitoare în camera roșie. Antoni a revenit în casa iubirii pentru a o cunoaște pe Ștefania. Iată cum a reacționat Cosmin. Aș vrea să fie corectă față de mine și să-mi spună. Antoni s-a întors în casa iubirii pentru Ștefania. Iată cum a reacționat concurenta la întâlnirea din camera roșie. Vai, ce cauți aici? cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția publicului noi momente de senzație, concurenți din ce în ce mai dornici să-și caute perechea, dar și multe răsturnări uitoare de situație și tensiuni aprige iscate fie din gelozie, fie din cauza orgoliilor puternice. După ce în gala de duminică Andreea Mante a anunțat că nu va fi nicio eliminare. O nouă săptămână a început în Casa Iubirii, cu entuziasm pentru concurenți și cu multe surprize. Antonia a revenit în Casa Iubirii pentru a o cunoaște pe Ștefania. În ediția de astăzi, în Casa Iubirii, concurenții au fost luați prin surprindere de apariția uluitoare a lui Antoni, fostul concurent din sezonul al doilea. De această dată, tânărul se pare că și-a dorit să o cunoască mai bine pe Ștefania, în ciuda faptului că aceasta se află într-o relație cu Cosmin. Vizibil emoționat, Antonia a chemat-o în camera roșie pe frumoasa blondină, care a fost nevoită să-și acopere ochii pentru că surpriză să fie și mai palpitantă. În momentul întâlnirii, tânăra a mărturisit că i-a recunoscut vocea fostului concurent și chiar s-a emoționat destul de mult. Antoni, cum ești? Eu te cunosc pe ține. Am foarte multe emoții. În mirador de acest loc am simțit că prima discuție să o am cu ține. Mi-am dorit mult să vin și în acest sezon, iar din ce am urmărit și tu ți-ai dorit să fiu aici, Ștefania, da. Anton și Ștefania, întâlnire neașteptată în Camera Roșie În tot acest timp, băieții au privit pe monitor ceea ce se petrecea în Camera Roșie, iar Cosmin a fost de-a dreptul lui și chiar în îngrijorat mai ales în clipa în care Patrick a subliniat că în sezonul trecut Ștefania s-a înscris pentru Antoni însă nu a apucat atunci să întrene misiune. Sezonul trecut Ștefania s-a înscris pentru Antoni, a spus Patrick. Pe de altă parte, Ștefania a lăsat deoparte emoțiile și a spus lui Antoni că nu i-a plăcut deloc modul în care acesta s-a comportat cu Vlada, n-a fost un comportament demn de un bărbat care respectă o femeie. În vreme ce Ștefania se află încă alături de Antoni în camera roșie. Cosmin fierbea de gelozie și îngrijorare în casă băieților, unde le-a spus colegilor săi faptul că Ștefania îi mărturisise că inițial s-a înscris pentru Antoni. Cosmin i-a spus lui Patrick faptul că și-ar dori că Ștefania să fie deschisă și corectă față de el în legătură cu deciziile pe care le va lua pe viitor. Aș vrea să fie corectă față de mine și să-mi spună,